Salariile medicilor se vor majora de în două rânduri. În prima etapă, lefurile lucrătorilor medicali vor crește cu 30% de la 1 septembrie, iar ulterior, de la 1 ianuarie, salariile angajaților în medicină vor fi majorate cu încă 30%. O altă majorare de 40% va veni în prima jumătate a anului viitor. Decizia a fost luată de către reprezentanții Coaliției de Guvernare în cadrul ședinței de lucru din 29 iunie, la care au participat de asemenea premierul Ion Chicu și președintele țării Igor Dodon. Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanții PDM și PSRM au mai decis lansarea programului Prima Casă 6, în cadrul căruia angajații instituțiilor de forță vor primi compensații de 100% din valoarea locuinței, ceea ce înseamnă că dobânda va fi achitată integral de către stat pentru polițiști, militari angajați ai CNA, SIS sau SPPS. În aceste scopuri vor fi alocate din buget 20 milioane de lei. Totodată, părțile au discutat și despre împrumutul de 100 de milioane de euro care urmează a fi acordat de Uniunea Europeană pentru atenuarea impactului COVID-19 în Republica Moldova. Condițiile de acordare a banilor au fost agreate de Republica Moldova și Comisia Europeană, așa că până la sfârșitul lunii iulie, banii vor ajunge în țară. Fermierii vor primi și ei ajutor de stat. PDM și PSRM au convenit majorarea fondului de subvenționare cu 100 milioane de lei. În același timp, fracțiunile parlamentare, premierul și președintele țării au convenit că în următoarea perioadă guvernul va veni în Parlament cu rectificări la buget, care să permită creșteri de alocații și pe alte sectoare, cum ar fi infrastructura sau mediul de afaceri.